Vă spunem bun regăsit, stimați ascultători, la emisiunea Experiențe cu Dumnezeu. De data aceasta, alături de fratele Ionuț Epure, slujitor la Biserica Philadelphia din București și totodată profesor la Liceul Teologic Pentecostal. Mulțumesc, Ionuț, că ai venit. Mulțumesc și eu de invitație. Dragii noștri ascultători, de început am să vă citesc un verset aflat la Psalmul 119, care ne spune: mă bucur de cuvântul tău ca cel ce găsește o mare pradă. Și așa, după cum ne este menționat acest termen, pradă, o pradă este obținută în urma unei bătălii, în urma unei victorii. Dar iată că cel care găsește cuvântul lui Dumnezeu are o surpriză, că primește un bun pe care nu-l merită sau pentru care nu a muncit într-un mod expres. Această experiență a binecuvântărilor lui Dumnezeu este trăirea tuturor credincioșilor care au o relație frumoasă cu Dumnezeu. Așa că, frate Ionuț, așteptăm să ne povestești din trăirile tale, din experiențele tale și cum definești tu această pradă a experienței credinciosului. Primesc cu bucurie faptul că m-ai invitat în ziua asta, Adi. Chiar mi-am pus o felul de întrebări ce o să zic. Nu în ideea că nu ar fi multe lucruri, multe experiențe despre care am putea povesti, ci că care ar fi cele mai potrivite pentru ca oamenii să le audă și să se zidească pe baza acelor experiențe. O să povestesc, în primul rând, vreau să povestesc puțin despre cum l-am cunoscut eu pe Dumnezeu. A fost o perioadă din viața mea în care am crescut, familia noastră, eram patru frați, mama, tata, se pensionaseră deja pe caz de boală, dar din punct de vedere financiar nu era o chestie extraordinară, nu o duceam atât de bine, dar puteam să muncesc datorită faptului că tatăl meu, chiar dacă era pensionat pe caz de boală, s-o băga după aia și făcea șoferie. Pe vremea respectivă, transportul public local din Suceava, de unde sunt, era în ruine și nu erau mașini. Și atunci Consiliul Local a făcut o chestie de asta în care a dat dreptul la tot felul de operatori privați ca să vină cu mașinile lor și să gestioneze tot transportul public local, și în felul ăsta au apărut maxi-taxile, așa le spunea, și în toată Suceava erau maxi-taxile. Și tatăl meu era șofer pe unul din ele și eu puteam să lucrez și eu cu el ca șoricar, așa se chema. Era de fapt cel care deschidea ușa tot timpul și chema oamenii, ajuta pe oameni cu bagajele și le încasa taxa de călătorie și le dădea restul. La un moment dat, în clasa 11 eram și s-a organizat la noi la biserică, în Biserica Sfântului Ilie din Suceava, unde mai mergeam așa de gura lui mama, mai ales că ne mai trimitea să mergem. În vremea aia și tata începuse să vină la biserică și s-a organizat Stăruință după Duhul Sfânt. Eu n-aveam treabă cu biserica, eram cu ale mele, eram cu grupul meu de prieteni de la liceu, mai ales cu ăștia cu care făceam toate prostiile. Și în momentul în care s-a organizat stăruința, m-a tot bătut la ca mama și tata chiar. Mi-a zis: băi, hai, vino și tu, du-te și tu la rugăciune. Și atunci, într-un final, am zis că, băi, mai de gura lor, mai de nu știu ce, bine, hai că mă duc. No, știam cum e la biserică, nu m-aș fi poticni să fi mers. Și atunci am zis că mă duc, se făcea undeva la subsol și m-am dus la stăruință, m-am pus undeva în ultima bancă și stăteam acolo. Oamenii se rugau, erau înflăcărați, căutau pe Dumnezeu, căutau fața lui Dumnezeu și eu stăteam undeva în ultima bancă și mă mai rugam și eu așa, mai ziceam și eu câte două vorbe. Și de la alea două vorbe din prima zi, a fost o săptămână întreagă de stăruință, și de la alea două vorbe din prima zi,
am tot început să o mai rog așa câte puțin și mai spunea și eu lui Dumnezeu câte o chestie, mai mi-aminteam câte o chestie de la școală, ziceam, Doamne ajută-mă și cu chestia aia, Doamne fii și tu cu mine pe viitor, ce o să fac, nu știu ce, și mă rugam așa, o rugăciune sinceră, scurtă, până la un moment dat când am stat și m-am gândit mai bine și am zis, bă, ok, încotro merge viața mea, ce fac cu grupul meu de prieteni, ce fac cu oamenii ăștia? Și am început să privesc în alt fel lucrurile și am zis, băi, nu cumva se poate să fie și altfel, nu cumva se poate ca să o altfel de experiență de viață. Și atunci am schimbat rugăciunea mea, Duhul Dumnezeu a venit, m-a cercetat, ăla a fost de fapt momentul nașterii mele din nou. Pentru că în nopțile alea, în seriile alea de stăruință, uneori dureau și până la 12 noaptea, în seriile alea de stăruință, acolo, pe genunchi, în picioare, Dumnezeu a făcut nașterea din nou în mine. Pentru că până atunci chiar n-aș fi avut nicio treabă cu Dumnezeu și nu aveam niciun interes. Pur și simplu nu mi-aș fi dorit să-L caut pe Dumnezeu. Nu... Ți-am zis, mergeam la biserică numai de gura părinților, că mai ziceau, băi, du-te și tu. Și momentul ăla în care s-a produs nașterea din nou în inima mea, atunci mi-am dat seama, ok, trebuie să fiu eliberat de păcat, trebuie să fiu sfințit. Și atunci, în gândirea mea de atunci, felul în care înțelegeam, am zis că Dumnezeu trebuie să lucreze în viața mea, să mă transforme, să mă elibereze, să mă sfințească de tot păcatul, de tot trecutul meu. Și asta s-ar putea întâmpla cel mai bine dacă m-ar boteza cu Duhul Sfânt. Că în momentul ăla aș ști sigur că sunt plăcut lui. Că până la urmă botezul cu Duhul Sfânt asta e, nu girul lui Dumnezeu, că un om e pe placul lui Dumnezeu. Și atunci am stat și m-a rugat în primul rând pentru iertarea păcatelor, am mers la mărturisire, am vorbit cu câțiva frați și după aia am început să mă rog și în mod surprinzător, chiar în ultima zi a stărâniței, când am pierdut semnă deștea, între timp o chestie interesantă pe parcursul stărâniței, erau tot felul de colegi de la liceu care la fel, tot făceau tot felul de prostii și fete și băieți, nu doar băieți. Și fete și băieți făceau și ei tot felul de prostii pe la liceu. Liceul nu fusese un liceu foarte de top din Suceava, era un liceu tehnologic. Fusese și o generație mai mare și acolo am intrat cu media mea. Și erau colegii ăștia care aveau legături cu Biserica Pentecostală, cu frații de la noi și atunci au venit tot așa, poate de gura părinților sau de ce au venit la stăniță, nu știu. Dar ideea e că, în mod surprinzător, în zilele anterioare, dinainte de ultima zi de stăniță, când am zis despre mine, oamenii ăștia fusese botezați cu Duhul Sfânt. Și atunci s-a produs cumva în mine și o ciudă de asta. Asta și m-am gândit, băi, ok, ăștia sunt botezați cu Duhul Sfânt, dar ăștia sunt mai răi ca mine. Tot timpul aveam privirea asta, că ei sunt mai răi ca mine. Cu toate că spune John Bunyan la un moment dat despre faptul că el e căpetenia păcătoșilor. Asta, așa se descrie el și în autobiografia lui, așa se numește, căpetenia păcătoșilor, căpetenia celor ce bat jocuresc pe Dumnezeu. Și de fapt ăsta eram și eu, dar nu. Mândria și toate chestiile astea nu te lasă să privești și tot timpul privești pe alții mai jos decât tine. Și mă uitam la ăștia și am văzut că Dumnezeu e botezat cu Duhul Sfânt și atunci am zis că nu se poate, trebuie să se întâmple ceva și cu mine. După toată experiența botezului cu Duhul Sfânt, unul dintre colegii mei de clasă chiar fusese și el la stăruință și el era de fapt din Ipotești, de lângă Suceava. Dar fusese la noi la stăruință. Noc s-a organizat atunci stăruința și fusese la noi. Și fusese și el botezat cu Duhul Sfânt. Și stăteam în relativă apropiere, în bancă. Și atunci am decis, după sâmbăta respectivă, ulterior, luni, când au venit de la școală, ne-am pus în bancă împreună. Și am zis, bă, dinainte, David, nu mai copiem nimica. Nu mai vorbim urât, nu mai facem nicio prostie.
ne lăsăm de grupul anterior de prieteni care n-aveau, iarăși tot așa, n-aveau treabă cu Dumnezeu și ne vedem doar noi doi de treabă. Și plus ne făcea, trebuie să ne facem temele de acasă, nu să le mai copiem în pauze. Da, și asta a fost, o decizie așa mai importantă pe care am luat-o ca rezultat al botezului cu Duhul Sfânt și al sfințirii pe care o produs-o Dumnezeu în inima mea atunci. E interesant când Dumnezeu îți transformă viața, te gândești la toate aspectele vieții, nu numai la spiritualitatea ta. Spiritualitatea inundă toată ființa și tot comportamentul. Da, da. O schimbare radicală. Nu, nici nu vreau să mai aud. Ok, 50 de bani mi-au rămas în buzunar. Tata, uite, vezi că mi-au mai rămas 50 de bani în buzunar. Poți să-i păstrez eu? A fost o chestie de genul ăsta. După toate astea, am început să mă gândesc la... Ok, ce urmează să fac? Eram a 11 atunci și m-am pus eu cu burta pe carte atunci și toate cele, cu teme, cu toate... proiecte, să le fac din timp, să nu mai copie, să nu știu ce. Și mă gândeam la viitor, ok, ce urmează să fac? Și îmi plăcea puțin geografia. Eram așa destul de pasionat de geografie și am zis că, mă duc la facultatea de geografie. Până la urmă, chemarea lui Dumnezeu s-a întâmplat într-un mod miraculos. M-am înscris la seminarul teologic pentecostal din Suceava și am început să-L caut pe Dumnezeu în felul ăsta și să studiez mai mult până la urmă, că să citesc din Scriptură. Toate astea m-au șocat cumva, m-au trezit, m-au făcut să mă gândesc, să privesc la Scriptură în altfel și să zic, ok, atunci mai citisem puțin din Vechiul Testament. Erau ca și basmele pe care le studiasem. Și când, în momentul în care citit Scriptura și toate evenimentele din Vechiul Testament, de multe ori mi se păreau numai exact ca basmele alea care le-am citit și nu erau credibile. Și atunci, în urma la toată chestia asta, a fost așa o schimbare de paradigmă și am început să privesc altfel la lucrurile astea și să mă gândesc că, ok, înseamnă că lucrurile alea chiar s-au întâmplat. E istorie, nu e doar poveste. Și de asta m-am implicat tare mult în seminarul teologic și am început să studiez. La un moment dat în seminar, ca asta ziceam de chemarea lui Dumnezeu pentru slujire. Și la un moment dat în seminar era fratele Costică Macoviciuc din Suceava. Și făceam un curs de omiletică și la un moment dat ne-a dat o temă să vorbim despre răbdare. Să facem o predică tematică pe răbdare. Și m-am gândit eu, ok, cum să-mi fac tema, să o fac cât mai bine. Și m-am uitat și eu prin toată Scriptura, pe atunci nu erau concordanțe, adică erau concordanțe, nu aveam acces la ele. Dar nu aveam acces la concordanțe, la tot felul de chestii de genul ăsta, nu știam să o caut pe net, să nu știu ce. Și m-am apucat eu să caut prin Scriptură, și am căutat tot despre răbdare ce am găsit și am făcut eu o predică tematică despre răbdare. Nu mai știu câte puncte au avut. Au avut destul de multe puncte, era destul de lungă, cu subpuncte, cu nu știu ce. Și la un moment dat, când a venit fratele Costică Macoviciuc să ne asculte la temă, am zis și eu la sfârșit că vreau și eu să prezint tema. Și m-am dus, am prezentat tema, am scris toată schița pe tablă. Și după ce am scris toată schița pe tablă, eu eram în lumea mea în timp ce o scriam, dar nu știu, fratele Macoviciuc se tot uita la colegi, se tot uita la mine. A fost așa o chestie destul de ciudată, că nu știam ce se întâmplă. Dar după ce am scris... Ai scris și mult, probabil. Da, cred că asta a fost faza, că chiar ți-am zis că aveam multe puncte și multe subpuncte și poate și asta a fost o cauză. Și în momentul respectiv s-a uitat așa direct în ochii mei. Chiar asta făcea și el cu studenții. Niciodată nu s-a uitat direct în ochii lor.
Și în momentul ăla s-a uitat așa în ochii mei și m-a întrebat, băi, tu ai mai predicat, așa-i? Și am zis, nu, niciodată. N-am mai predicat în viața mea. Și a întrebat clasa ce părere are, evident, clasa a avut o părere foarte bună și după toată chestia asta mi-a dat, evident, 10 sau nu știu cât, mi-a dat, cred că mi-a dat not maximă, că a fost foarte impresionat de schița respectivă și ideea e că după aia m-a luat deoparte și a început să-mi spună și să zic că, băi, nu uite, mie mi se pare că tu ai o chemare din partea lui Dumnezeu cu privire la lucrul ăsta. Așa, mi-a spus-o verde de față, știi? Și a fost o chestie foarte șocantă pentru mine. De fel sunt foarte introvertit și timid și nu m-aș fi văzut absolut niciodată în postura în care eu să mă duc în fața unei mulțimi și să vorbesc. Era ultima chestie care aș fi făcut-o. Și am zis, ok, mulțumesc. I-am răspuns, ok, mulțumesc, nu știu, nici mai, ceva de genul, da, ok, bine, am înțeles, bun. Și merg mai departe, că în mintea mea era clar, nu, nimic. Și normal, toată chestia asta au fost multe, multe alte lucruri care m-au determinat ca să mă duc până la urmă la ITP, la Institutul Teologic Pentecostal, să studiez în loc de geografie, m-am dus la ITP. A fost un prieten, un Ion Sungureanu, poate îl mai ții minte, s-ar putea să fie suprapus puțin cu generația lui, e prin Germania el acum. Nu știu. Și Ion Sungureanu mi-a tot zis ce planuri am, ce vreau să fac și i-am zis, mă duc la geografie, nu văd eu de viața mea ce să fac. Și el mi-a tot zis, mi-a tot povestit despre ITP, mi-a povestit de chemarea lui Dumnezeu, de faptul că în biserica noastră pe atunci nu erau foarte mulți oameni învățați, erau foarte puțini oameni învățați, era ideologia asta. Evident că nu era o ideologie generalizată la nivel de biserică, erau anumite câteva voci mai puternici acolo care preferau să zică chestia asta și spuneau că teologia e de la dracu. Chiar așa, asta era formularea. Și că oricine se duce și studiază teologie se pierde, da. Da. Da, asta era, exact asta era ideea. Că dacă te duci la teologie și dacă vine la păstor să ceri recomandare pentru Institutul Teologic Pentecostal, erai pierdut deja. Nu mai era nicio speranță pentru tine. Da, și în contextul ăsta, până la urmă, a fost o luptă de asta, o zbatere cu Dumnezeu. I-am zis în rugăciune de nenumărate ori, Doamne, n-ai nimerit-o cu chemarea asta, ce se întâmplă? Nu m-ai prins, nu e pe filiera mea. Și până la urmă, a fost un fel de a-L pune pe Dumnezeu la încercare, sper eu că într-un fel bun și nu într-un fel de ăsta nebun, că mulți îl pun pe Dumnezeu la încercare în feluri care doar așa să-și dovedească lor anumită chestie. Dar la momentul respectiv am zis că ok, Doamne, dacă Tu chiar mă chem pentru lucrarea asta, pentru ca să merg la teologie, să studiez teologie, oricum nu avea de gând să fiu predicator sau nu știu ce, mă gândeam ca să fiu misionar. Și să chem pe oameni la mântuire, asta era țelul meu. Și în momentul respectiv am zis, ok, Doamne, dacă Tu mă chem la lucrul ăsta, atunci fă ca să se rezolve cu toate lucrurile care trebuiau să se rezolve. Și asta includeau și taxe și tot felul, știi foarte bine, și că noi, școală privată, până la urmă, institutul, și erau și taxele de școlarizare, taxele de cazare, taxele de mâncare și toate cele. Și am zis, Doamne, dacă Tu rezolvi, atunci înseamnă că chiar vrei chestia asta de la mine. Și când în momentul în care mă duc la părinți și le spun părinților, mamă, tată, vreau să mă duc la ITP, la București. Bă, ce cu tine? Ce să cauți tu la ITP? E la 450 de kilometri distanță de Suceava. Unde să te duci tu acolo? Ce să faci tu acolo?
Da, eu cred că e chemarea lui Dumnezeu pentru mine, că Dumnezeu m-a vorbit în mai multe feluri și prin fratele Macoveciu și prin Ionut și prin felul în care în rugăciune tot timpul simțeam presiunea asta, că Doamne, ok, nu e o chemare bună, dar tot simțeam că, bă, du-te. Și le-am zis chestia asta și până la urmă am ajuns la o concluzie. Și mi-a zis în felul următor. Păi eu nu știu că noi suntem pensionari, știi că nu avem bani, că nu ne permitem. Dacă vrei să mergi, du-te. Noi te sprijinim atâta timp cât avem finanțe. Când nu mai avem bani să-ți trimitem, te sundăm să vii acasă. Și am luat-o ca nimuna Domnului. Am zis, ok, bun. Nu mi-o suna bine, îți dai seama. Au fost o chestie de asta, cum să... Ok, păi dar ce faci? Ok, am început anul întâi. La jumatea lui tine nu mai sunt bani. Bun, hai acasă. Ce-am făcut? Dar am luat-o ca din mâna Domnului și am zis, ok, Doamne, bun, înseamnă că ăsta e planul tău. Hai să vedem. Și am plecat. Și, evident, Dumnezeu a purtat de grijă. De multe ori nu sunam acasă. Rămâneam fără bani, dar nu sunam acasă ca să spun lucrul ăsta și să mărturisesc că nu mai am bani, că am terminat finanțele. Sunai în ceruri. Da, da, de multe ori ne rugam și vorbeam cu Dumnezeu și chiar și la nivel de camere, cred că știi, erau microcomunitățile alea când stăteam și ne rugam și ne rugam Domnului și chiar și când ne întâlneam la subsol ca să ne rugăm și să facem întâlnirile alea de rugăciune, uneori mai venea câte unul și spunea, păi rugați-vă pentru mine că sunt pe zero de nu știu când. Și în felul ăsta am reușit până la urmă să termin institutul. Dar Dumnezeu a purtat tot timpul de grijă și chiar dacă de multe ori cheltuiam banii primiți pe cărți. Dădeam banii care trebuia să-i dea la taxa școlară, cât trebuia și după aia îți mai rămânea. Ok, trebuie să dai și la cazare, mai dădeai și la cazare, o leacă și acolo și îți mai rămânea pentru bodor temasă, dacă îți mai rămânea, depinde cât îți trimitea. Nu? Bine, evident că și lucram în vara lucram, evident. Mergeam acasă, am lucrat prin construcții, prin tot felul, am lucrat la fabrica de înghețată, la BT Ice. Evident că făceai tot ce puteai ca să poți să te susții, dar nu. De partea aia, altă, la un moment dat nu mai erau bani și atunci ai trimit-o părinții și când rămâneam cu ceva, atunci banii aia, în loc să-i dau pe mâncare, dădeam de multe ori pe cărți, făceam colecții de cărți și părinții își puneau mâinile cap că mă ducea cu ceva în anul plin de cărți acasă și luam plin de zacuscă și de pateu de acasă și mergeam înapoi la ITV. Ionuț, mulțumesc tare mult că ți-ai făcut timp și că ne-ai povestit din inimă începutul relației tale cu Domnul. Domnul să te răsplătească. Mulțumesc și eu de primire și de ospitalitate. Sper să ajute poate și pe alții care se zbat cu ideea chemării și poate despre asta trebuia să... Da, cu siguranță.